de dimineață băieții stăteau pe canapele și vorbeau imediat cum s-au trezit despre faptul că Antonio nu a avut un somn foarte bun. Spunea el că s-a trezit de vreo 20 de ori azi noapte și întreba Dani dacă îl macină ceva. Antonio a răspuns că da, după tot Dani spunea e greu a? și el a oftat după Antonio vorbea despre Anemona, fata cea nouă, și spunea că îi pare rău că nu a apucat să mai vorbească cu ea, pentru că voia să discute ceva anume. Iar băieții au spus, pe ei n-ai avut atâta timp și spunea Antonio că astăzi de dimineață voia să vorbească, nu a știut că pleacă atât de repede, credea că vor lua și micul dejun împreună. S-au întâlnit de dimineață la baie, dar doar s-au salutat și cam atât. Antonio voia să discute după. Cu siguranță vor avea timp să mai vorbească, probabil chiar astăzi după live, când se vor mai deschide ușile și așteptăm să vedem și noi dacă există vreo atracție din partea unuia dintre ei.